Salut, eu sunt David. Iar astăzi vom continua seria noastră din sezonul 1 de Minecraft, în care vom face podelele. Dar primul lucru pe care trebuie să-l iau este mâncare, pentru că nu mai am mâncare. Am doar niște sugar canes. Bine că am aici o sabie. Hai să ne ducem să facem rost de niște hrană. Bine, poate găsesc un necat pe aici și mor. Uite-l, mă! Ce am zis eu că-l găsesc? Îmi pare rău, oițo, dar am nevoie de tine. Hop! Așa, o să-mi fac și un pat. Noroc că am făcut asta. Dar nu pot, mă, din aceeași. Da, uite-te la el, mă, ce face, mă, nebun. Uite-te la el. Mi-a dat și niște carne, e foarte darnic. Așa, oaia aia o să o frig eu cumva. Bă, dar nu mai găsim nicio resursă animală pe aici, nimic. Lemn avem? Avem ceva, dar nu destul. O să folosesc lemn alb pentru podea, așa că o să folosesc copacul ăsta. O să rămânem fără... Aoleo! Băi! O să-mi pierd itemele, o să mor. N-am murit. Asta e bine, dar trebuie să mă regenerez. Mă duc să... O să iau ăsta. Și mă duc înapoi acasă. Că nu mai am eu mâncare. Nu mai am nici viață. Și dacă mă prind unde ăla, mă omoară. Haide, mai repede. Deci mă omoară dacă mă prinde. Așa, bun. Haideți să ne ducem până la furnanțelul nostru să ne facem friptura de oaie. O să folosim aici niște lemnuți. Și acum să ne facem niște lemn alb. Am strâns destul de puțin, dar o să mai facem lemn. Așa, acum avem 20 de bucăți de lemn alb și o să facem podeaua holului prima oară. Bun, mi s-a dus și pickaxe-ul, după cum vedeți, suntem foarte norocoși în ziua de azi. Hai să ne hrănim o leacă, că nu mai avem mâncare. Hai, mă! Atâta mai aveam până la regenerare. Da, uite cum mă regenerez și așa, dar mai greu. Hai să ne facem noi un pickaxe-uleț de fier. Ce am făcut aici? Mai mult pentru mine. Așa, și să tăiem tot fierul ăsta. Auzi, pickaxe de fier, de piatră. Hai să tăiem tot fierul ăsta și să ne facem noi după aia un pickaxe de la fine, cu aia să luăm diamante și toate alea, să mai luăm și niște lapis, poate găsim redstone. Bine, acum că facem podeaua, avem noroc, că putem să... Dar prima oară o să fac aici, în locul unde am săpat, pentru că... Să avem acces la celelalte camere. Cum ar fi la camera asta, să am acces. Așa că prima oară o să pun aici lemnul alb. Bă, unde am pus eu lemnul ăla? E pe crafting? Să nu-mi spui că mi-am pierdut tot lemnul alb pe bețe. Mi-am folosit absolut tot lemnul pe 40 de bețe. Ca să vedeți voi aici smartness. Acum trebuie să mă duc în toiul nopții să iau din nou astea. Dar bine că am viață, mă duc cu sabia. Dar să nu pierd eu toate itemele astea. De fapt, stai un pic că le pot dropa pe toate aici. Da, mă, îndropez item. De fapt, nu. Mă duc în luptă așa cu toate astea. Că ce se poate întâmpla? Hai la război. Mă duc să-mi iau niște lemn. Bine, nu mă duc la război, dar știți voi. O, uite cât se face și ziua. Norocul meu. Unde-i, mă, lemnul ăla alb? Dacă aș găsi și o găină, m-aș bucura foarte mult. Păi, stai un pic, că e pește pe aici. Iute, uită, mă, avem și armură la noi, armură de aia de gold full. Full. Cred că o dropat-o vreun zombie sau un schelet ceva când a murit. Bă, dar avem noi full, mă? Avem noi full?
Ce voiam să mă duc? Ah, uite o oaie și niște lemn. O să fac rost și de niște văcuțe. Bine, vacile nu le iau carnea, ci mă duc ca să iau lapte. Jos am două vaci mari și una mică. Mereu. Bine, poate chiar trei vaci mari. Pentru că voi avea nevoie și de o leacă de carne de vițel. Și o oaie de la care se iau lână. De fapt, asta e așa. Nu. Mă duc să iau... Uite-te la ăsta, mă. Uite-te la ăsta, mă, ce face, mă. Uite-te la el, mă. Dar nu e rușine, mă. Hai să luăm și un pește de aici. Un cod. Sau ce-o fi asta, că nu știu. Să avem și un creeper la pachet. Nu, creeperul nu-l iau. Hai să luăm un cod. Că ce se întâmplă dacă luăm și o leacă de pește? Mamă, eu caut carne de pește și... A, uite cum mi-a dat. Și mi-a dat și un os. Deci ca să vă dați seama ce reward-uri avem noi la Minecraft. Că zic eu așa. Unde este casa subterană? A, uite aici. Mereu o pierd, nu știu de ce. Așa, hai să luăm o leacă de... am luat carne? Da, am luat-o. Să frigem o leacă de carne pe aici. O să folosesc bețe dacă tot am atâtea. De fapt, nu, că uite cam astea aici. O să fac două din astea. Și hai să mai facem un furnal. Pentru... Ai, mă, China, mi-am folosit tot cobblestone-ul iar, mă. M-am obișnuit să apăs pe Y la controller și mi-am folosit tot cobblestone-ul. E, lasă, că mereu e prea mult cobblestone. Așa, și să facem aici ceva. Mi-o să fac niște carne. Folosim niște bețe, dacă mai avem și bețe în tot hărmălaia asta. Uite cum se duc bețele de râpă. Foarte simplu și ușor. Până atunci, hai să luăm niște lemn și să ne facem niște clești din aia. Mie îmi place să le zic clești pentru că sună foarte fain. Până atunci, sper că s-a fript mâncarea. Ca să luăm și noi aici, hai să luăm și bețele. Uite că avem armura aproape full. Hai să, să mâncăm noi mâncarea noastră și o să facem rost de mai multă mâncare după ce facem rost de niște lână de la oaia asta și după aia o mâncăm. Adică există șanse ca oile să nu dropeze lână când le dai kill, ca pe Apex, ca pe CSGO, ca asta. Și cel mai bine e să ne asigurăm și să avem clești la noi, să le luăm lână înainte. O să, de fapt, o să iau lână așa, uite, hai să fac. Cât mi-a dat? 3, boom! Și acum putem face roșii de cărniță de oaie când nu mai avem mâncare. După aia nu cred că o să mai mănânc eu atâta animal, pentru că o să-mi fac o fermă de pâine, o să cred că o să fac și tort, dacă nu mă înșel. O să fac și creeper, eventual. Asta poate să-ți dea damage în apă? Eu credeam că creeperii nu te lovesc prin apă. În fine, hai să ne ducem înapoi acasă. Cred că de data asta am ținut minte unde e casa. Așa, și haide să ne frângem carnea. De fapt, nu! Nu ne frângem carnea! Întâi, iau niște de ăsta și îmi fac un pat. Uite așa frumos, îmi fac un pat. Am inventarul plin. În cazul ăsta, să-mi fac un chest. Îmi fac un chest în care să-mi pun eu toate lucrurile care nu le pot folosi. Și după aia îmi pun eu tot. Uitați ce fac eu aici, îmi dezgolesc inventarul tot. O să port armura aia de gold pe mine mereu pentru că, sincer să fiu, chiar n-am nevoie de itemele alea. Nu mai încape nimic aici. No, stai că am aruncat acolo tot ăsta. Doamne, nu mă pricep eu la controller. Haideți să facem și noi aici tot. Aici, că am zis că în episodul ăsta facem podeaua și hai să săpăm. Exact, nu știu cât am filmat, dar cred că o să filmez până în 20 de minute. La 20 de minute mă opresc.
Dacă nu mă opresc la 20 de minute, puteți să dați dislike. Nu-mi pasă, la episodul ăsta puteți să dați voi. Dar de preferat e să nu dați dislike. Pentru că episoadele astea nu trebuie să fie așa de lungi. O să fie mai lungi doar dacă fac live-uri sau episoade speciale. Bine, acum am făcut o prostie că m-am pus aici în spatele luminii, dar... telefonul stă între din astea, dar acolo. Ca să stea fix. Hai de podeaua! Acum hai să punem pe aici. De fapt asta e, mă! Asta e gigeliul alea, că putem să avem dublu pentru podea. Deci putem să avem dublu la podea. Folosim slaburi. Ca și le punem sus. Uite așa, boșilor, și avem dublu. Că nu contează dacă-s de alea. Că dacă folosim slaburi, avem dublu. Și o să ne ajungă pentru podea. Bine, dar e mai greu cu controllerul acum. Vedeți? Se mai și greșește uneori cu slaburile. De asta cel mai bine este să folosim ăsta. De fapt o să pun pe pauză până termin eu ăsta. Actual, asta e cea mai ciudată chestie. Am avut spațiu pentru atât de multe și numai pentru asta n-am avut eu spațiu. Ce ziceam eu, că e asta? Asta e dormitorul și asta e mina sau invers? Nu, ăla e dormitorul, că asta e casa mea. E ferma. Așa că patul pot pune aici, pentru că nu-l pun niciodată la colț, îl pun aproape de colț și fără să nu se atingă de pereți. Și acum hai să ne ducem să mai facem rost de lemn și de mâncare. De fapt, hai să îmi fac eu asta așa. Furnalele nu știu de ce le iau cu mine, dar le iau. Hai să pregătesc sabia, că sunt mulți monștri. Nu, ăștia care te așteaptă la ușă mereu. Sunt monștri care te așteaptă la ușă și sunt foarte enervanți. Bă, dar l-am auzit când eram în casă, l-am auzit. Uite, avem nevoie de o oaie și de un... De fapt, eu nu mănânc porc. Așa că nu mănânc nici în Minecraft. O să mănânc doar oaie. O să-mi fac și fermă de oi, dar... Mai târziu. Seria asta de Minecraft, sezonul ăsta, se va referi numai și numai la construcția unei case. Dacă nici energie nu mai avem, va trebui să ne ducem să tăiem tot lemnul ăsta, vreo 2 copaci, ca să avem destul cât pentru camere. Se văd că 2 copaci sunt destul pentru hol, așa că pentru celelalte, pentru o singură cameră va fi destul 2 copaci. O să fac o excepție de la regulile nescrise și o să îi las așa în aer. Oricum, copacii singuri vor cădea. De fapt, nu, că sunt atinși de frunze, dar de data asta hai că nu facem mereu chiar așa. Hai că apune soarele și trebuie să ne întoarcem în casă, că nu mai avem nici energie, nici nimic. Avem o lână și nu o folosim. Iar, mă, nu, uite în casa, mă. Deci mereu uit unde îmi pun casa. Deci dacă mai iau și damage de data asta, doamne, ce era. Deci dacă nu am damage, eu muream de tot. Hai să-mi plasez un furnal, uite că mai avem aici fiare, avem fiare pe aici. Hai să-mi plasez 2 furnale. Mi-am făcut 40 de furnale degeaba, dar o să mai merg la minat și o să am cobblestone destul cât pentru o viață. În primul furnal îmi pun asta și în al doilea furnal, de fapt stai că ăla era al doilea furnal și în primul îmi pun asta. Îmi pun și eu lemnele astea aici și în al doilea nu îmi pun nimic. Aici hai să facem niște... Ce voiam să fac? Niște podea... Așa și cât ni se duce nouă energia, stai o leagă că deja s-a făcut, stai nu. Hai să luăm deja prima noastră cărniță și să ne mâncăm. Așa, hasați. Și să... Hai să jucăm halește și cu ăsta. Doamne, nu mai știu eu să iau asta. Hai să jucăm halește și cu bucata asta. Halește. Bun, am halit și asta. Iar acum, hai să facem podeaua la sufragerie. Dacă îi zic eu că e sufragerie sau dormitor, nu contează, pentru că e doar o cameră ca toate celelalte, mai puțin ca mine. Așa că, haide să facem podeaua. Nu știu cât a trecut. 16 minute.
Deci fac 18, o să dau pe pauză. De fapt, eu sap repede. Așa că n-am nicio problemă cu asta. De fapt, o să dau pe pauză și o să mă întorc când termin podeaua. Ok, stați, că am avut eu o problemă aici. Deci, am făcut aici tot, dar nu m-am gândit că am făcut atât de multe încât nu mai pot să... Na. Deci am spart asta și acum haideți să facem aici. O să dau pe pauză și o să ven. Ok, am reușit să facem podeaua cu mici, cu mici probleme, dar... Da, mi-am craftat o grămadă de din astea. Patul l-am spart ca să pot să fac asta, trebuie să-l pun înapoi. Da, și ne-am luptat cu scheleți, ne-am luptat cu tot felul de chestii și în episodul următor vom face ferma. Nu, în episodul următor facem pereții. Toți pereții vor fi de acum frumoși. Păi da, și cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe, ce mai vreți acolo, să dați share pe Facebook și pe toate astea. Hai, v-am lăsat. Pa, pa!